Dragi miri, îți doriți să am și un cuvânt pentru nunta voastră și un cuvânt care, fiind din Scriptură, e valabil pentru toți oamenii, în prim plan pentru toți familiști. M-am oprit la Enoch și astăzi, gândindu-mă la voi, făcând un simplu calcul, pot spune că el a început să umble cu Dumnezeu când a avut ani cam cât aveți voi împreună. Și de asemenea, aș mai putea face o comparație, Enoch a fost proroc și din cât știu aveți și voi mesaj din partea Domnului. Și aș mai putea, legat de Enoch, să vă fac o orare, cum a făcut și ceilalți frați, să vă doresc să trăiți împreună cât a trăit Enoch cu Dumnezeu. Hai că nu știți cât. Că nu-i vorba numai de cei 300 de ani de pe pământ. E vorba și de continuare. Câți ani are Enoch acum? Ceva peste 5.000. Dar ei vor continua acești ani, această părtășie cu Dumnezeu, pentru eternitate. Aș vrea să ne cercetăm, dragi familiști, care este umblarea noastră cu Dumnezeu aici în familie și ce șanse avem să umblăm cu Dumnezeu în eternitate. Așa este scris despre acest patriarh, Genesa capitolul 5, versetul 22. Enoch a umblat cu Dumnezeu. Și scriitorul Epistolei către Evrei, capitolul 11, versetul 5, adaugă despre acest bărbat deosebit următoarele. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Ce înțelegeți prin conceptul de umblare cu Dumnezeu? În Scriptură sunt peste 400 de referințe despre cale, calea Domnului, căile Domnului, despre cale ca mod de viață. De exemplu, noi suntem o biserică penticostală, alții profetizi într-o biserică ortodoxă, alții într-o biserică catolică, toate denumirile acestea sunt de dată recentă, aș spune, toate aparțin erei noastre. Știți care este cea mai veche și cea mai biblică denumire pentru credință? Calea Domnului. O întâlnim la patriarh în Genesa, așa se numea, calea Domnului. O întâlnim la apostoli, calea Domnului. Ce înseamnă calea? De ce a găsit Dumnezeu în Scripturi această denumire care se reprezinte cel mai bine relația unui om cu Dumnezeu? Că și penticostalul înseamnă ceva bun de la ziua cinzecimii și ortodoxul înseamnă ceva bun de la a rămâne în principiile originale și catolica denumire înseamnă ceva bun de la universal, biserica este una. Dar cea mai reprezentativă denumire este calea Domnului, adică ea descrie nu modul în care te închin la o biserică, ci modul în care trăiești cu Dumnezeu în zi de zi, inclusiv în familie. Calea Domnului este mai mult decât a fi legat de un locaj de închinare, de un mod de închinare. Este un mod de viață, 24 de ore din 24. Și întrebarea mea este, sunteți cu Domnul pe această cale? Problema aceasta este absolută, pentru că în final, cine este cu Domnul, cine umblă cu Dumnezeu, va rămâne ca și Enoch pentru eternitate cu Dumnezeu. În veșnicia viitoare se va intra, cum s-a citit din Apocalipsa 19, printr-un eveniment fericit, care este comparat cu nunta și va continua în aceeași atmosferă binecuvântată de beatitudine. Dar trebuie să fim realiști. A spus-o Domnul Hristos, mirele își va alege mireasa, iar celorlalți le va zice, Matei 25, scrie aceasta, duceți-vă de la mine. În compania cui? În compania celui în care ați umblat până atunci. Pentru că pe pământ nu există neutralitate în plan spiritual. Ori umblăm cu Domnul pe căile Lui, ori, repet, să fim realiști,
ne însoțim cu satana în alte căi, în aventurile lui. Cine vreți să vă fie musafirul casei? Cui îi oferiți viză de reședință la dumneavoastră acasă? Despre Enoch, ca și despre alți oameni lui Dumnezeu, cum ar fi și noi, este scris, citesc și în Genesa, capitolul 6, versetul 6, Noe umbla cu Dumnezeu. Cât despre ceilalți, scrie aici în versetul 12, își stricaseră calea, se abătuseră. Vreau să vă spun câteva lucruri pe scurt, ca să ne putem verifica dacă umblăm sau nu cu Dumnezeu. Dacă avem șansa eternității de a rămâne cu El sau nu. În primul rând, a umbla cu Dumnezeu înseamnă a avea timp consacrat, sfințit pentru Domnul. Asta înseamnă pentru biserică, acasă să te rogi, să citești în Cartea Sfântă, să meditezi la Dumnezeu. Asta înseamnă a umbla cu Dumnezeu, să-ți faci timp pentru lucrurile sfinte. Spune Scriptura în Cartea Psalmilor, capitolul 1, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaun celor batjocoritori, ci își găsește plăcere în legea Domnului. Și se încheie psalmul identificând cele două căi, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Mă întreb direct, obișnuiți să mergeți duminica la biserică? Obișnuiți peste săptămână să vă închinați dimineața, la amiază, seara? În istorioarele preotului Iosif Trifa e prezentat un dialog între un preot și un țăran. Preotul întreabă, Ioane, de câte ori duci calul la apă, operații pe care o făcea și atunci? De două, trei ori, părinte. Și rugăciuni de câte ori spui pe zi? Apoi, nu prea le spun. Și zice preotul, măi, tu ții mai mult la cal decât la suflet. Vezi nevoile fizice, dar nu le observi pe cele spirituale. Cum este timp pentru somn și pentru stat la masă, dragii mei, faceți timp să stați la masă cu Dumnezeu. Faceți timp pentru suflet să se odihnească în părtășia sfântă. Poate va spune cineva, n-avem timp. Spuneți-mi, vă rog, David cu câtă treabă a avut. Și alți oameni de Dumnezeu, bogați, ca Iov, de unde și-au făcut timp? E timpul cel mai prețios pentru ce-ți place, pentru cine ți-e drag, îți faci vreme. Și timpul cu Dumnezeu merită să fie prioritatea vieții noastre. În al doilea rând, a umbla cu Dumnezeu înseamnă a fi dependent de El, a-L implica în toate nevoile, în toate activitățile vieții. Dați-mi voie să vă citesc din Cartea Sfântă, Filipeni, capitolul 4, versetele 6 și 7. Nu vă îngrijorați de nimic, probleme materiale, sociale, ci în orice lucru, accentuez, orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Adică, Doamne, uite, mi-aș dori să pot cumpăra asta. Uite, aș dori să fac asta, uite, astăzi aș vrea să ajung acolo să rezolv asta, asta și asta. Te rog, ajută! Vă dau o altă referință în aceeași privință, Iacov, capitolul 4, versetul 13. Pentru lucruri mici sau pentru lucruri mari? Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Voi ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, lucruri mici sau lucruri mari, implicați-L pe Dumnezeu. Își face Dumnezeu din cer timp pentru noi în aceste privințe? Da. Dacă nu credeți, puneți-L pe Dumnezeu la încercare. Exprimați-vă dorințe foarte simple, sincere. Doamne, pentru astăzi
mi-aș dori asta. Știu situații în care cineva și-a dorit să mănânce ceva în ziua aceea. Și s-a întâmplat că ba soția acasă, ba undeva unde a ajuns, cineva i-a pregătit exact meniul acela. Sau te doare ceva. Sau cineva te-a necăjit. Urmea să te întâlnești cu cineva și nu știi ce atitudine va avea față de tine, intri într-o audiență. Te rog, Doamne, te rog, pune-i pe inimă omul acestuia să fie amabil, binevoitor cu mine. Scrie în Genesa că urma Iacov să întâlnească cu socrul lui care vrea să se răzbune. Și dă Dumnezeu la socrul lui un vis, pentru că Iacov se rugase seara să nu-i spui o vorbă rea la ginerii tău. Poate știu eu, fratele Narcis, necăjește odată rudenile maghiare, că nu cunoaște întru totul cultura maghiară, deși eu i-am spus să învețe maghiară. Și dacă pe când ați vrea să-i ziceți ceva, că nu s-a încadrat în canoane și cutume, dintr-o dată Dumnezeu vă dă o inimă bună, spune, uite, ăsta e băiatul nostru care a intrat în neamul nostru. Și Dumnezeu se implică în lucruri mari și lucruri mici, dacă îl implici. Dacă spui, Doamne, cât despre mașina asta, o fac eu, cum a zis Napoleon când a pornit războiul împotriva rușilor, i-a zis un prelat de la Paris, dacă va vrea Dumnezeu, vom sărbători Crăciunul la Moscova. Și Napoleon a zis, asta o fac și fără. A ajuns? Nu. Este o poezie a fratelui Ioanit cu unul care avea o nevastă credincioasă și ea spunea întotdeauna, dacă vrea Dumnezeu, mă duc azi cu boi la piață, ăștia e vând și fără Dumnezeu. I-a vândut, numai că au dat hoții de el și de bani. L-au și bătut, mai spre dimineață s-a întors, bate la geam și soția lui, cine-i? Zice, bărbatul tău, dacă vrea Dumnezeu, să mă mai țină cu zile. Asta înseamnă să umbli cu Dumnezeu, să nu faci afaceri fără El, să nu pleci la piață fără El. Nu-i frumos așa? Când Dumnezeu ne-a dat viața, noi spunem, Doamne, teren privat, te rog frumos. Dumnezeu trebuie să aibă acces în sufragerie, în bucătărie, în dormitor, în toate domeniile vieții noastre. Un al treilea sfat. Dacă vreți cu adevărat să umblați cu Dumnezeu și El să vă recunoască, noi putem spune că îl cunoaște și El scrie în final că va zice unora, nu te cunosc. Trăiți o viață de calitate. Scriptura spune, Genesa, capitolul 17, versetul 1, sunt cuvintele care Dumnezeu i-a spus patriarhului Avram. Eu sunt Dumnezeu cel atotputernic, umblă înaintea mea. Se pare că uneori trăim în mediocritate pentru că ni se pare că Dumnezeu nu ne vede și nu tocmai atunci e cu camera de luat vederi pe noi. Scriptura merge până acolo încât scrie în 1 Corinteni 10 cu 31, deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu, adică orice gest al meu trebuie să aducă onoare lui Dumnezeu. Sau, poate mai frumos e textul din Coloseni, capitolul 3, unde zice apostolul, versetul 17, și orice faceți, inclusiv când sunteți cu copiii la școală sau la grădiniță, când mergeți la rudeni, când mergeți la piață, orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus. Versetul 23, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul. Un bărbat care vrea să trăiască cu Domnul se va purta cu Doamna, conștient că e Domnul de față. Și Doamna se va purta cu Domnul, cu soțul ei, considerând că e Dumnezeu de față. Că uneori așa se face că ne purtăm mai frumos și numai când avem musafir, nu? Sau când cineva ne filmează, ne îmbrăcăm frumos și umblăm frumos. Fiți conștienți că Dumnezeu oricum ne vede. Dar a trăi ca și cum Dumnezeu nu ne-ar vedea, e ca și cum ar pune copiii mâna la ochi și spune, tata nu mă vede. Ne vede. Cum v-am dat exemplu unui băiețel dintr-o familie, că într-o zi, când mama vrea să-i scoată în par, fiindcă locuiau la bloc, a zis, eu nu ies astăzi afară. Dar de ce mai băiete? Până la urmă, e soare, te-ai vrut să te joci cu frații tăi? Și el zice, da, mi-am făcut o freză cu care nu vreau să mă vadă Domnul. S-o cotia bietul băiat, dar hai la copii, admitem asemenea copilării, nu? Dar la oameni maturi să își permite să trăiască așa ca și când Dumnezeu nu vede și a îmbătrânit de zile și nu, tocmai nu și-a pus ochelarii să se uite până în grădina noastră ce facem. Și în al patrulea și ultimul rând, dragii mei, a trăit cu Dumnezeu și asta îți aprinde dorința de a trăi mai departe cu El. E ceea ce v-am citit din Evrei, capitolul 11, versetul 4. Prin credință a fost mutat Enoch
de pe pământ. Rețineți de ce a fost mutat Enoch. Credea că va fi mutat. S-a auzit, asta s-a spus aici, 40 ceva de ani de căsnicie. Când vă căsătoriți, poate, nu știu la ce perspectivă vă gândiți aici pe pământ, câți ani să dureze viața aceasta. Dar cei ce umblă cu Dumnezeu, conștienți că Dumnezeu este etern, nici nu-și imaginează că toată povestea se încheie la cimitir. Nu. Eventual am o pauză între cimitir și înviere. Dar povestea continuă și e mai frumoasă în episoadele următoare. A umbla cu Dumnezeu înseamnă credința în eternitate. Și numai că vom fi cu El, Scriptura ne asigură de ceva mult mai avantajos, vom fi ca El. Păi toți sunteți frumoși că v-a creat Dumnezeu. Numai că aici bătrânețea, aș mai spune cuvântul, bolile, dar în eternitate vom fi frumoși, frumoși. Și ce va fi mai frumos va fi că vom fi cu Dumnezeu. Închei recitind ceea ce a spus Dumnezeu, felul în care l-a privit pe Enoch. Și vă recapitulez aceste patru noțiuni ce vi le-am prezentat. A umbla cu Dumnezeu înseamnă să-ți faci timp de lucruri sfinte. Înseamnă să fii dependent de El și să-L implici în toate problemele. Înseamnă să trăiești ca înaintea Lui, să faci totul de calitate ca pentru Dumnezeu care te vede. Și în al patrulea rând înseamnă să știi că viața cu Dumnezeu continuă în viața viitoare. Și scrie aici, pentru că înainte de mutarea Lui primise mărturia că este plăcut Lui Dumnezeu. Duceți-vă acasă, evident veți merge la masă, mă refer pentru ceilalți. Și până de seară, vă rog, faceți timp, gândiți-vă la asta, sunteți plăcuți Lui Dumnezeu. În catalogul Lui, ce notă v-a dat? Dacă i-a luat cineva un interviu lui Dumnezeu, Doamne, Tu le știi pe toate, ce zici despre Domnul Cutare, despre Doamna Cutare? Ce zici despre ei? Îți place de ei? Dacă vom fi în final plăcuți lui Dumnezeu, ne va lua la El acasă în slavă. Asta vă dorim și vouă. Dumnezeu să vă binecuvinteze.